Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, guvernul a adoptat aseară proiectul de măsuri fiscale pe care își va asuma răspunderea în Parlament și asta e o procedură interesantă, adică să nu mai fie practic dezbateri și să nu mai fie vreun risc de modificare a ceva. În traducere, PSD și PNL au decis ce taxe și impozite să crească și ce cheltuieli publice să scadă în perioada următoare, în încercarea de a mai reduce deficitul bugetar, care a depășit orice limite. Sunt o mulțime de schimbări. Una dintre cele mai comentate este o regulă nouă pentru companiile mari. Impozitul va rămâne la 16% din profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri. În privința cheltuielilor publice, guvernul a renunțat să mai impună un prag maximal pentru așa numitele cheltuieli culturale ale primăriilor. Adică bani pentru concerte, festivaluri, zilele localității, cunoscute în general drept paranghelii. Băi, noaptea minții, nu cred, s-au gândit la asta. Da, teoretic, pentru că asta ar încălca principiile autonomiei locale. Sigur, nici nu dă bine în an de alegeri, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Problema e cu autonomia asta locală, este că nu înțeleg de ce nu se aplică același principiu când vine vorba de finanțarea primăriilor. Că 80% dintre ele sunt falite și au nevoie de bani de la centru ca să își plătească taxele și să facă paranghelile. Dacă vine vorba de reducerea cheltuielilor de la centru, nu că este autonomie și nu se pot tăia cheltuielile. Adică... Bun. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Nu mă luați pe mine serios, că eu nu sunt specialist, de-aia l-am sunat pe domnul Glăvan. Bună dimineața! Domnul Ciolacu a spus la un moment dat că aceste taxe mai mari pe diferite afaceri nu vor afecta cetățenii. E plauzibil? Nu este deloc plauzibil, este de fapt complet fals. Și asta poate verifica oricine care nu vrea să mă creadă pe mine, da? Poate verifica foarte ușor pe Wikipedia, de exemplu. Pentru că se știe de secole deja și se predă în școală, în facultățile economice, că există o diferență între incidența juridică și incidența economică. Cu alte cuvinte, taxele nu sunt suportate doar sau în principal de cei pe care arată cu degetul guvernul sau parlamentul, de companiile mari în cazul nostru, ci ele sunt suportate de alții. Da? E, cine sunt acei alții? Ăsta este un obiect de cercetare în științe economice. Dar cert este că, și asta pot să vă spun, prin mecanismul pieței, prin modificarea comportamentului companiilor, prin modificarea prețurilor, cetățenii vor ajunge în ultimă instanță să suporte mare parte din aceste creștere de taxe. Cu alte cuvinte, firmele care sunt taxate suplimentar vor muta costurile. Își vor ajusta comportamentul. Toată lumea ar face așa. De exemplu, dacă dumneavoastră ați avea o patiserie și v-ați trezi peste noapte că vă mărește guvernul taxele, ați decide, băi, produc mai puține gogoși sau le scumpesc sau mă mut dincolo, în altă țară, sau fac ceva. Nu puteți rămâne imobil, indiferent la taxe, că vă împovărează, e un cost. Deci trebuie să faceți ceva. Și atunci, ca urmare a acestei reacții, se vor modifica niște prețuri pe piață, care vor stimula altă lume, alți participanți la piață, să-și modifice și ei prețurile și comportamentul. Și tot așa, această perioadă de ajustare va dura probabil un an de zile și la finalul ei, povara fiscală va fi distribuită în mare parte pe umerii consumatorilor finali. Bogdan Glăvan, o altă declarație a domnului Ciolacu, care atrage atenția, dânsul a spus că nu poate fi vorba de măsuri de austeritate, așa cum se mai comentează, din moment ce guvernul a decis și creșterea salariului minim obligatoriu, pentru început de la 3.000 la 3.300 de lei, o decizie care va fi pusă în practică printr-o hotărâre de guvern, înțeleg, în perioada următoare. Asta este un nonsens, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ar trebui să amintim celor care ne ascultă că salariul minim a crescut tot timpul în România. A crescut și pe timpul guvernului Boc, când a fost austeritate, după cum zice domnul Ciolacu. Deci asta nu contrazice ideea de austeritate. Poate să crească salariul minim și, de fapt, să fim cu toții mai săraci. Nu e asta o problemă. În anii 90... Salariile creșteau, dar eram mai sărați cu toții, pentru că inflația era tot timpul mai mare decât creșterea salarială. Deci nu trebuie să ne uităm la sumele astea nominale, la zerouri de pe bancnote, da? Cât ne intră în cont și la cât putem cumpăra cu ele. Dar mai important,
este faptul că nu ai cum să susții că nu faci, nu impui o austeritate societății câtă vreme tu arăți în lege că extragi cu 16 miliarde de lei mai multe taxe. Deci dacă tu extragi cu 16 miliarde de lei mai multe taxe, nu înseamnă că societatea le va plăti, deci nu înseamnă că societatea va strânge cureaua, altfel cine le plătește? Clingonieni? Cine le plătește? Apropo de sumele acestea, Consiliul Economic și Social a dat un aviz negativ și a făcut o critică, adică nu doar că a dat un aviz negativ, ci a făcut și o critică a măsurilor propuse de guvern și una dintre observațiile Consiliului este că e o diferență foarte mare între ce și-a propus să colecteze guvernul din mediul privat, adică în viitor până la 100 de miliarde de lei, și doar 16 miliarde de lei din reducerea cheltuielilor publice. Acum, cineva ar putea spune că reducerea cheltuielilor publice nu e ceva ce se poate face de pe o zi pe alta, în timp ce taxele se pot mări, că acum nevoia este presantă pentru acoperirea deficitului bugetar și reducerea cheltuielilor reprezintă un proces de mai lungă durată. Care e comentariul dumneavoastră în această chestiune? Mi se întinde o capcană. Vedeți, niciodată lucrurile grele, cu adevărat, dar care sunt importante, nu se pot face de pe zi pe alta. Dacă vrei să-ți construiești o casă, nu poți să o faci bătând din palme sau punând în degete. Trebuie să muncești la ea. Trebuie să planifici, trebuie să construiești, da? Trebuie să te îngrijești. E mai ușor să demolezi. E ușor să intri cu cazmaua sau cu buldozerul peste ceva și într-o zi e terminat. Asta e ușor de făcut. Deci, da, nimeni nu poate spune, hai intră cu buldozerul aici că mâine o să ai o casă nouă. Da? Este ilogic. Cam așa și aici. Mi se spune, nu putem tăia cheltuielile publice pentru că eu nu știu, ceva, o lege a fizicii, n-avem cum să le tăiem. Dar taxele le putem crește. Păi da, dar dacă mărim doar taxele, nu facem decât să ne îngropăm ca societate. Deci nu construim nimic mărind taxele. Tocmai asta este problema. Și ar trebui, de fapt, să insistăm pe lucrurile care clădesc cu adevărat, da? Ori asta înseamnă reforma statului. Exact ce spuneați dumneavoastră la început, că nu se întâmplă, dovada că acele cheltuieli ale primărilor vor exista în continuare, sau că sistemul public de pensii bazat pe redistribuție, care are deficit peste deficit peste deficit din ce în ce mai mare an de an, va continua. Și deci nevoia de creștere, nevoia între ghilimele, de creșterea taxelor va rămâne și în viitor. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, analistul economic Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.